Vă salut! Data trecută am prezentat o comparație între regimul alimentar vegetarian și regimul alimentar vegan. Mi-am dat seama că ar mai fi multe de spus pe acest capitol. Nu am atins subiectul regimului alimentar vegan de crudități sau raw vegan, care ar avea avantajele sale față de regimul alimentar vegan și e recomandat în anumite situații să se meargă doar pe regim alimentar raw vegan. Dar între timp am primit o întrebare de la un doctor în legătură cu cunoștințele mele și studiile mele în domeniul acesta al sănătății și am decis să dau un răspuns pentru toți cei interesați legat de acest aspect. Și voi începe cu mai întâi cu explicația faptului că există două domenii opuse în domeniul sănătății. Ele s-au dezvoltat pe parcursul istoriei și anume medicina alopată și medicina naturistă. Probabil v-ați dat seama de acest lucru, dar este important de subliniat la acest moment. Aceste două, să zicem, curente în domeniul medical sunt contradictorii în multe aspecte. Punctele comune sunt și ele, să zicem, în domeniul anatomiei, în domeniul, știu, intervențiilor în caz de urgență sau în cazul operațiilor, dar în multe alte domenii ele sunt destul de contradictorii. Cum am ajuns în acest punct și de ce sunt aceste contradicții este mult de discutată, dar aș sublinia un moment istoric în care John Rockefeller, unul din fiii lui John Rockefeller bătrân, deci unul din fiii lui John Rockefeller Jr., a preluat activitatea aceasta medicală la recomandarea tatălui său, iar unul din frații săi, și anume David Rockefeller, s-a ocupat de o altă problemă importantă în prisma sa, în punctul său de vedere, și anume suprapopularea. Deci, cumva, observăm în această familie care a pus acum 100 de ani bazele sistemului medical pe care îl avem astăzi, au existat aceste două preocupări. Una pentru sănătate și cealaltă pentru acest subiect al suprapopulării. Aceste două preocupări au continuat până în prezent. De exemplu, Bill Gates este unul din urmașii familiei Rockefeller. Putem să căutăm genealogie și vom observa că este unul dintre nepoții din această familie Rockefeller. Cum se împacă aceste două aspecte, aceste două preocupări, este un alt subiect destul de complex și ceea ce ar trebui să vă gândiți este faptul că nu prea poți să le împaci una cu cealaltă. Dacă ești extrem de preocupat de sănătatea omului și încerci să-l ajuți să se vindece, să nu mai fie nici bolnav și nici să nu moară prematur, adică să aibă o viață mai longevivă, să aibă mai mulți ani și să fie mai sănătos, automat vei contribui la creșterea populației, fiindcă vor fi decese mai puține, vor fi boli mai puține și populația va crește. E, asta e un subiect de meditat, cum cele două aspecte se îmbină în domeniul științei, așa zise științe medicale, și în domeniul preocupărilor și actuale la nivel internațional. Deci, din cauza că a existat această polarizare între medicina naturistă, naturopată, sau naturală și medicina aceasta alopată,
În prezent, noi nu avem instituții, cel puțin în Europa, nu avem instituții medicale care să formeze doctori naturopați cu acreditarea corespunzătoare. Avem doar câteva instituții în Statele Unite și Canada, dar a căror acreditare nu este recunoscută pe alte continente, în alte țări. Deci, vorbind de România și Europa, noi dacă am vrea să ne formăm în domeniul acesta al terapiilor complementare și alternative, putem în cel mai fericit caz să urmăm niște cursuri de formare, dar aceste cursuri nu sunt la nivelul la care ar fi, de exemplu, un doctor ca statut, acreditare și toate implicațiile lui în sistemul acesta medical. Eu mi-aș fi dorit să existe o astfel de facultate și probabil dacă pe viitor se va deschide în România sau în Europa, probabil vor fi unul dintre primii studenți la o astfel de facultate. Deci, personal, nu am terminat o facultate de medicină. Deci nu sunt medic, nu sunt doctor în termenii aceștia specifici, dar nu sunt fiindcă sistemul care funcționează acum este un sistem alopat, care diferă în abordarea problemelor de sănătate și în tratament, diferă categoric de abordarea medicinii naturopate. Unul din exemple este acesta al, de exemplu, cum ne raportăm într-o situație de criză maximă unui cancer, da? Deci, prin sistemul alopat avem cele trei abordări de bază. Sunt chimioterapia, radioterapia și operațiile. În sistemul naturopat sau naturist există o completă altă abordare. Pe baza stimulării sistemului imunitar, pe baza detoxifierii, pe baza unei nutriții corespunzătoare și așa mai departe. Ele nu numai că sunt diferite, ci sunt antagonice. Asta înseamnă că atunci când un bolnav de cancer este nehotărât și ba se duce la chimioterapie și radioterapie, ba se duce la și radioterapie, ba se duce la terapii naturiste, el de fapt aplică niște tratamente contradictorii, fiindcă chimioterapia, radioterapia suprimă sistemul imunitar, operația la fel distribuie celule canceroase în tot corpul, nu elimină cauza și aceste intervenții sunt total opuse principiilor terapiei naturiste. De aceea, practic, a te forma ca medic alopat în sistemul actual medical este pur și simplu contraproductiv dacă vrem să folosim și să tratăm oamenii cu terapie naturistă. Oricum, în România s-a dat totuși o lege în 2007, pe data de 2 mai 2007, legea 118, care reglementează într-o oarecare măsură activitățile și practicile în domeniul terapiilor complementare și alternative. Dar această lege este, să zicem, la un nivel incomplet, fiindcă nu au fost emise normele metodologice de aplicare a acestei legi. În România există o instituție care predă cursuri de terapii complementare și alternative. Este un Institut Național de terapii complementare și alternative. Am urmat cursurile în cadrul acestui institut și am obținut toate diplomele necesare și autorizațiile în domeniul terapiilor complementare și alternative. Dar aș vrea să încep totuși cu istoricul
legat de experiența și cunoștințele mele în domeniul acesta al terapiilor complementare și alternative. În primul rând, părinții mei au contribuit mult în această preocupare mea pentru sănătate și pentru terapii naturiste. Tatăl meu în tinerețe a fost profesor de anatomie și biologie și anumite lucruri pe care le-a predat dânsul și le-a însușit personal, ei au fost de mare folos pe parcursul vieții, fiindcă au urmat anumite principii care l-au ajutat să se bucure de o sănătate deosebită și în prezent are 90 de ani și nu are vreo problemă de sănătate anume, nu urmează niciun curs de tratament pentru boli specifice. Și într-o ocazie poate voi prezenta anumite secrete ale dumnealui. Mama mea a lucrat în domeniul învățământului. Are trei facultăți pe care le-a urmat și mi-a transmis această preocupare pentru studiu. Din copilărie am avut multe reviste și cărți în casă, din care am putut să mă informez pe diverse domenii, dar acest domeniu al sănătății m-a preocupat în mod special. Mama a lucrat într-o perioadă și ca director al bibliotecii din Grigoriopol, unde m-am născut eu, în Republica Moldova. În perioada copilăriei, când în casă aveam multe reviste și anumite cărți pe domeniul acesta al sănătății, am citit în mod special revista Zdarovie, o revistă publicată de Rusia din Moscova, și de acolo, de asemenea, am făcut comandă la diverse cărți în domeniul sănătății pe care le-am până în prezent. Deci, acest lucru pot să zic că a început la sfârșitul anilor 80, practic, preocuparea mea pentru sănătate și de când am început să citesc. Deci, sunt 35 de ani de atunci. În 92 am intrat la Facultatea de Știință și Inginerie a Alimentelor din Galați. Am urmat un an pregătitor, cum era pentru cetățenii veniți din alte țări. Apoi 5 ani de facultate. În 98 am absolvit această facultate. Am urmat un an de studii aprofundate, un fel de master, apoi 4 ani de doctorat la frecvență și încă 2 ani la fără frecvență. Și prin 2005 am susținut teza de doctorat în domeniul acesta al științei alimentelor. De ce e important să vă spun și de acest aspect al științei alimentelor? Fiindcă părintele medicinii, Hipocrate, are un citat care ar fi cel mai renumit al său citat și anume că alimentele să vă fie medicamente și medicamentele voastre să vă fie alimente. Cu părere de rău, acest citat a rămas cumva în istorie și cel puțin medicina alopată îl ignoră și numai că ignoră acest principiu al lui, dar și alte principii al lui Hipocrate, cu toate că pretinde că și în prezent Hipocrate ar fi părintele medicinii. Am făcut o prezentare pe acest subiect al părintelui medicinii moderne într-o altă ocazie și vă recomand să urmăriți ca să vedeți cine ar fi în mod practic, părintele medicinii alopate moderne. Și nu este Hipocrate, este altcineva. Ok, deci să revenim la istoricul studiilor și cunoștințelor mele în domeniul acesta al terapiilor naturiste. Deci, dacă ne raportăm la citatul lui Hipocrate, atunci veți înțelege că are un mare rol
studiul și aprofundarea științei alimentelor, a nutriției și a domeniilor conexe. Din 1998 am început o activitate practică de colportaj sau agent sau vector de sănătate publică, care am desfășurat-o aproximativ 4 ani sau 5 ani de zile, deci din 98 până prin 2002. În acea perioadă am urmat de asemenea mai multe formări și cursuri pentru acest domeniu. Unul din aceste cursuri se numește Tehnici de sanogeneză și prevenție în cămin și comunitate, care a fost realizat în colaborare cu Institutul de Sănătate Publică București. Deci la începutul anului 2001 am făcut acest curs și care a fost activitatea din acei 4 ani aproximativ în acest domeniu. Practic mergeam cu cărți, cu o geantă cu cărți din domeniul sănătății, al educației, al spiritualității și îmi scapă încă un domeniu. Deci erau 4 domenii. Deci aceste cărți trebuia sau se recomanda să le citim, să le studiem ca să putem să le prezentăm. De asemenea, deci mergeam cu aceste cărți la instituții publice, la firme și la casele oamenilor, la apartamente și la case. Trebuia să prezentăm o introducere legat de domeniul acesta al sănătății. Era un catalog de sănătate în care prezentam niște aspecte statistice legate de modul cum abordăm sănătatea și de asemenea prezentam anumite seminarii de sănătate atât la persoane individuale, cât și la instituții publice. Asta însemnând firme, însemnând școli, spitale, chiar și poliție și episcopie. Știu că în Galați am ajuns și la episcopia din Galați. În fine, la orice instituție prezentam aceste lucruri și în acest context trebuia normal să le dăm și recomandări oamenilor, că oamenii aveau diverse probleme și le recomandam și cărți, dar și anumite lucruri care puteau să le aplice în modul direct. Deci, practic, de acum cât sunt 25 de ani în urmă, m-am ocupat de acest lucru prezentând seminarii de sănătate la nivel instituțional și particular. Ok, după finalizarea sau la finalizarea doctoratului în domeniul științei alimentelor, am început activitatea mea la un institut de cercetări din București, unde am lucrat 12 ani. Primii ani am fost inginer de cercetare, apoi cercetător științific. Deci, în acei 12 ani, activitatea mea a constat practic, în cercetarea, studierea unor materiale din domeniul sănătății și al științei alimentelor și utilizarea acelor informații pentru concepere de proiecte științifice și apoi aplicarea acestor proiecte și implementarea lor. În ultimii ani de activitate la acest institut am fost în departamentul de laboratorului de nutriție. Deci, în cadrul acestor proiecte de cercetare am avut și parteneri din domeniul sănătății. Au fost spitale din București și din străinătate și alte instituții din domeniul sănătății. Activitatea mea a fost concentrată 100% sau aproape 100% pe realizarea de produse alimentare
funcționale sau alimente funcționale, adică alimente care au un efect benefic pentru sănătate. Ok. La începutul anului 2016, sfârșitul anului 2015, începutul anului 2016, am obținut un proiect pe fonduri europene în care am putut să deschid un centru de sănătate în București. În acest centru de sănătate am putut să aplic și am aplicat terapiile complementare și alternative care m-au pasionat foarte mult. Și unul din motivele pentru care mi-am dorit mult acest lucru și l-am văzut până în final realizat este că printr-un produs alimentar, fie el și funcțional, nu poți să realizezi sau să obții efecte extraordinare în domeniul sănătății cum ai putea să obții printr-o abordare holistică a sănătății. La această concluzie am ajuns în mod special după un proiect pe care l-am făcut și în care am scos anumite produse de acest gen. Și în momentul în care s-a făcut testarea clinică și am urmărit rezultatele asupra sănătății în urma consumării acestor produse, nu am constatat niște diferențe foarte mari. Și atunci mi-am dat seama că nu poți să schimbi spre bine sănătatea unei persoane doar cu un anumit produs, fiindcă el, pe lângă acel produs, mai consumă alte 100 de produse care nu se știe de ce calitate sunt. În afară de aceste produse alimentare, el are un anumit stil de viață care poate fi mai sedentar sau mai activ, poate fi implicată și partea emoțională, da? Omul poate fi mai stresat sau mai puțin stresat. De aceea, atunci, practic, mi-am dat seama și mi-am dorit foarte mult să pot să ajut pe oameni într-un mod mai eficient. Și aceasta era posibil prin această abordare a sănătății holistice, da? Pe toate planurile, emoțional, spiritual, fizic și social. Astfel că acest lucru a devenit posibil din 2016, în care am deschis acest centru și am lucrat la București, dar a apărut pe parcurs o problemă financiară care s-a accentuat fiindcă spațiul era închiriat și cheltuielile care erau acolo pe chirie și pe alte utilități și costuri de servicii depășea cu mult încasările pe care le aveam în acea perioadă și am fost nevoit aproximativ 2 ani în urmă să închid centrul practic la spațiu. Am renunțat mai de mult prin 2019, dacă nu greșesc, și apoi la un an, doi după am închis și firma, fiindcă apăreau oricum cheltuieli pe contabilitate și alte servicii. Am închis în București, dar pe viitor sper să deschidem un centru în județul Vâlcea, unde am achiziționat un teren și am început niște construcții acolo. Deci dacă se va realiza acest lucru și vom avea spațiul nostru cu grădina noastră, cu producția noastră locală de alimente, probabil va fi mult mai bine. Deci, aceasta a fost pe scurt activitatea mea. Deci, în perioada în care am lucrat la București, la acest centru de sănătate, am avut mulți pacienți și am avut ocazia să văd rezultatele terapiilor complementare în acțiune, deci cum reacționează sănătatea omului la implementarea acestor terapii naturiste și în mod categoric ele sunt superioare oricărei abordări din domeniul sistemului medical alopat. Cam atât pentru această ocazie. Dacă mai aveți întrebări, puteți să puneți, fiindcă încerc să țin cont de opiniile
voastre și de întrebările pe care le primesc. În funcție de acestea, până acum ați văzut că am adaptat anumite prezentări pentru a răspunde unor comentarii și întrebări. Deci vă încurajez să puneți întrebări și în măsura în care voi putea, voi răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine.